când eram noi odată tineri și ăsta, nu era așa ceva. Deci chiar, crede-mi, m-am căsătorit la vârsta de 17 ani, am stat cu soțul meu împreună 33 de ani până când Dumnezeu l-a luat. Că atât a vrut Dumnezeu, atât a fost. Dar nu că să ne despărțim și să nu credeți că le-am avut toate numai roz sau numai așa. Cine spune lucrul ăsta în familie, minte. Dar dacă este o ceartă așa de nimica toată sau ceva, nu înseamnă că a, gata, ne despărțim, nu mai stăm numai asta. Acum ăștia așa sunt. Tot mai multe cupluri se despart, unele din cele mai minore motive, spune Maria. Timișoreanca face radiografia cuplurilor care nu mai rezistă. Este un trend periculos, spune Maria. Toleranța și respectul lipsesc cu desăvârșire din tot mai multe relații. Alt motiv la fel de des întâlnit este infidelitatea, crede femeia. Da, se și înșală unul pe celălalt, pentru că probabil ălălalt are mai mulți bani, și îți lasă soțul, păcat ce fac. Deci păcat. Ce sfat le-aș da? Eu le-aș da un sfat să meargă pe drumul cât Dumnezeu îi ține pe amândoi. Când odată ori spus da în fața Sfintei altar la biserică, să stea împreună amândoi, poate au și un copilaș, doi, să nu rămână pe drumuri, că este foarte greu, este foarte greu. Și copilașii ăia nu sunt vinovați cu nimica, nu sunt. Și cum ar trebui să-și recâștige respectul, dragostea unul altuia? Respectul și dragostea trebuie să fie respectat soția, soțul din partea soției, soția din partea soțului. Deci asta le este respectul, să respecte unul pe celălalt. Și pare tot mai greu să facem acest lucru? Nu pare deloc greu, dar nu se mai face acum. De ce? Nu, că poate că, na, am văzut pe ăla, s-a uitat la mine, Doamne, e mai mândru ca soțul meu, l-a lăsat și am plecat acolo. Așa le judec acum capul, mintea. Credeți că așa de repede se distruge o relație, doar de la o privire? Da, acum să știți că așa de repede se distruge, da. Cum mi se pare acest lucru? Urât, mi se pare nenormal lucrul ăsta, nenormal mi se pare. Psihologii spun că este mult mai bine să pui punct unei relații atunci când aceasta nu te împlinește, însă nu sunt încurajate schimbările frecvente ale partenerilor.